Ceau locuitorilor, hai să avem o discuție. Hai, hai, liniștește-te, hai, hai, vino aici. Acum sunt ca un pedofil, știi? Hai, hai, join. Acum am ajuns și eu de la lucru, acum am beau și eu cafeaua și am zis, hai să înregistrez repede asta, că trebuie să vă spun un... anunț! Ți-i frică? Și mie. În următoarele două săptămâni o să mă mut de aici, de la părinți, cu un prieten și na, schimbarea asta... Zic eu, gen o să mă ajute mult mai mult cu filmatul și acum vreau să vă explic ceva. Vă explic! De duminică până joi, mă trezesc la 4 dimineața și mă duc la lucru și vin la 4 după masa. Într-o singură zi, vineri și sâmbătă am liber. Într-o singură zi, filmez 6 producții, CD-ul, cutia cu popcorn, uite o chestie, toate astea. A doua zi, dacă nu-s foarte obosit în ziua aia, de obicei le filmam joi, când veneam de la lucru, le editez și ca să editez un singur clip, stau cam o oră la rendat, mai ales dacă mai pun și clipulețe sau imagini. Totul la 1080 pixeli. 1080 pixeli! Așa. Și de multe ori nu sunt mulțumit cum iese, ați văzut și voi că de multe ori am schimbat unghiul, de multe ori v-am întrebat și pe voi dacă, bă, ăsta unghiul ăsta e bun, pentru că nu eram sigur, sincer. Am un spațiu foarte mic aici, hai să vă arăt. Și uite ce s-a întâmplat. Într-o zi am filmat 6 producții, cele din Jaca Șapca, mai exact CDS, uite o chestie cu bla 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 bla, și 17 vloguri. Deci am filmat 21 de clipuri care au ieșit ca pula. Au, am vrut să fac ceva și nu mi-a ieșit deloc din cauza că am fost presat de timp și spațiu mic și toate astea. A ieșit ca pula. Și acum vine partea în care, na, mă rog, veștile proaste. Dacă le interpretați cum trebuie, îți vești bune. Dacă nu le interpretați cum trebuie, îți vești proaste. Veștile așa, așa, așa. Am discutat în toată ședința, nu, am discutat în ședință cu toată echipa. Și am decis cu toții să scoatem uite o chestie și N. Deși sunt multe și sunt foarte bune, adevărul e că publicul și de multe ori și eu, când mă uit la alți creatori de content, suntem leneși. Apare doza de hash o singură dată pe săptămână și poate nu o vezi vineri. Poți să vă și mâine. Înțelegi? Dar mai dacă eu scot câte un clip în fiecare zi, în primul rând nu ai răbdare, în al doilea rând nu au un conținut atât de bun, am ajuns la concluzia că nu sunt atât de complexe. Pentru că le fac foarte repede de multe ori. De exemplu, ca să fac chestia asta, mi-am scris un scenariu. Și atunci am decis să... Stai, nu te enerva, calmează-te. Am decis să scoatem astea și o să rămână CDS, cutia cu popcorn, cutia cu popcorn plus și Super Origin. Sincer, mă gândeam să scot și Super Origin, dar am văzut că este singura emisiune care are un feedback foarte mare și foarte bun și vă mulțumesc pentru asta. În același timp rămâne și vlogul și programul o să rate cam așa. Bun. Și da, să știți că nu am stat degeaba în tot timpul ăsta, deși v-am spus că am un timp limitat, foarte limitat. Am lucrat la blog în ultimul timp și arată cam așa și sper să vă placă. Mie chiar îmi place. Ăsta l-am terminat chiar ieri, deși nu știu când o să postez clipul ăsta, dar o să mă pun să lucrez la el imediat. Și în același timp am mai lucrat și la niște intro-uri, outro-uri, numărătoare, tranziții. Dacă să nu ziceți că vorbesc degeaba, uite, am făcut un mic colaj ca să vă arăt munca mea, să nu mă arătați cu degetul cu aia. Nu-i frumos.
asta a fost tot, cam asta a fost anunțul. Sper să mă susțineți în continuare, sper să rămâneți locuitori, dar înainte de toate, cum am încercat până acum pe Facebook și peste tot prin comentarii, să rămânem prieteni. Asta e, mi se pare mai important, într-un fel sau altul. Bun, păi, mersi că ai urmărit, ne vedem data viitoare.